Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani Dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă Bun găsit tuturor, sunteți la Mind Architect Powered by Europa FM Paul Olteanu este invitatul meu, eu sunt Cătălin Stribla Vorbim despre emoție, relații între noi și modul în care funcționează creierul. Paul Olteanu este trainer, specialist în neuroștiință și de-a lungul vremii a ajutat mii de oameni din companii să construiască, să relaționeze mai bine. Dar astăzi, prieteni, vorbim despre ha, ceva ce a ajuns Spinul. aproape o, o, o traumă în viețile noastre, sigur, oferă și multă plăcere, dar și Că mult dacă stres, nu oferea... Că dacă nu oferea, nu funcționa. Vorbind despre social media și impactul asupra creierului nostru, dar pentru că e o temă atât de vastă, am putea face un sezon întreg. Îți propun, Paul, să ne concentrăm asupra copiilor și uh, să începem de aici. Uh, și probabil, cred că ne putem concentra și mai tare să vedem relația copiilor cu TikTok și Instagram, nu? Pentru că. Astea sunt rețelele cele mai folosite. Primul, de... primul lucru care merită zis e să înțelegem ce efect are în creier genul ăsta de uh, contact cu un smartphone. Înainte de a vorbi de rețelele sociale per se, vorbim un pic despre impactul ecranelor și al telefonului. Lucru foarte interesant care are niște reverberații și în cum muncim și în cum trăim e așa că practic dacă ești copil și ai crescut fără tehnologie, fără smartphone-uri, tu ca să îți ții sistemul de recompensă angajat. Noi avem în un, un creier un sistem de recompensă care presupune mai multe regiuni și hormonul ăsta despre care noi am mai vorbit și anume dopamina. Dopamina se secretă în creierul nostru de aproximativ 4 din 6 ori pe secundă. E o regiune, se cheamă ventral tegmental area, mă rog, nu, nu intră în toată biologia, dar sistemul de recompensă practic ne ține hormonul ăsta al motivației numit dopamină în circulație într-un anumit prag. Când apare în mediu ceva bun pentru supraviețuire, mâncare, joacă, un partener atrăgător sexual, vorbesc de adulți, sau orice altceva, se secretă și mai multă dopamină. De exemplu, mâncatul cre crește cam cu 100% nivelul de dopamină aflat în circulație, nicotina cu 150% de aia și de dependență, nu pentru că îți dorești să inhalezi o travă, ci pentru că îți dă dopamină de trei ori mai mult decât produce creierul tău normal. Și asta o face să devină dependență. E, și acum ajungem la partea interesantă. Dacă noi când eram copii ne-am calibrat sistemul de recompensă cu momente în care se eliberează dopamină mai rare, că noi ca să vedem o emisiune la televizor trebuia să așteptăm o săptămână să apară episodul următor sau dacă te plictiseai, citeai o carte, nu mai aveai chef să citești, trebuie să îți folosești creativitatea și mintea să găsești altceva entertaining, altceva care să te distreze. Lucru care dezvolta creativitate, toleranță la frustrare, nu știu, răbdare și așa mai de perseverență, dacă avei un singur joc de Lego, să presupunem, nici asta, dacă aveai cuburi și trebuia să construiești ceva sau un castel de nisip, asta te ajuta, îți calibra sistemul de recompensă la un anume tip de eliberare. Unde apare problema când introducem smartphone respectiv social media? Ecranele, smartphone-urile... Adică la generația de astăzi, să spunem Da. Așa. Dacă ești nativ da. digital, cum să numesc, adică dacă te-ai născut conectat la tehnologie, dar creierul tău se formează, trece prin perioada asta formativă și de calibrare, într-o perioadă în care tu ai acces la tehnologie tot mm -hmm. timpul. Dacă te-ai născut nativ digital și când părinții vroiau un pic de liniște să poată să poarte o discuție adultă, îți dădeau tableta și tu ai 2 ani, chestiile alea care se schimbă pe ecran, desenele animate, joculețele și așa mai departe, ție ți îți dau dopamină, mult mai multă decât producem uh, produce în mod normal. Și problema aici e dacă ți se obișnuiește creierul cu nivelul ăsta semnificativ crescut de dopamină. Pentru că dacă ți se obișnuiește, tu o să devii interesat numai de activități care îți dau satisfacție, motivație, drive, dopamină la nivelul ăla. Probabilitatea ca școala, de exemplu, să fie la fel de distractivă cum sunt desenele animate e foarte mică. Probabilitatea ca în viața profesională ulterior să ai satisfacții odată la câteva secunde, cum îți dă un film sau un joc sau o aplicație de asta digitală, este zero. Și atunci, dacă te naști nativ digital și în perioada în care creierul tău se dezvoltă, tu ai acces nemărginit la ecrane care îți calibrează creierul pe cu tot o altă frecvență de eliberare de dopamină, asta îi explică de ce la interviuri de angajare și în general vezi la nativ digital toleranță mult mai mică la frustrare, mm -hmm. să supără mult mai repede, Apare așteptarea asta să fiu CEO, când mă duc la primul job, eu vreau să ajung director general în 5 ani și primul uh, salariu -am pus, 2000 de euro. N-am pus asta niciodată în relație cu activitatea digitală, da? E fascinant pentru că, încă o dată, creierul nostru, când te, în copilăria timpurie, scrie niște circuite, experiențele de viață și interacțiunea cu mediul ne scriu niște circuite care au foarte multă inerție. Astea nu se recablează în două zile sau mergând la un curs sau ascultând un podcast. Asta e o inerție mare, să pot recabla, dar durează mult. Și atunci, principala problemă cu introducerea ecranelor este că cu cât o faci mai devreme în viața unui copil, cu atât îi setezi sistemul de recompensă pentru recompense mai frecvente. E cercetare care spune așa. Expunerea la ecrane la vârste timpurii, și când vorbim timpurii, ne referim aici până la un 14-15 ani, când se dezvoltă destul discernământul și încep să ai și mize sociale, de relaționare, de sex, de alte lucruri care te împing mai mult în lumea reală decât în digital. Multitasking-ul media, deci să schimbi ecrane, nu să te uiți la frumoasa și bestia două ore. Aia e ok. Aia e perfect în regulă pentru creier, dar să mă uit 10 minute la televizor, după aia TikTok, după aia Instagram, după aia Snapchat, după aia Facebook, după aia un joculeț, asta ce face e că reduce pe măsuratele Materia cenușie dintr-o regiune care se cheamă cortex cingulat anterior, care e în mijlocul creierului și ăsta participă la empatie, motivație și capacitatea de a persevera când ai de făcut lucruri. Deci stai o secundă. Deci dacă stai mult timp pe ecrane, tu pierzi multitasking media, multitasking pe ecrane, dacă citești e ok, dacă te la un film. Deci dacă faci ceea ce în general fac copiii noștri, să aruncă în diverse aplicații stânga, dreapta, ei pierd ca pierd din scade capacitatea... Scade materia cenușie pe măsuratele. Deci noi vorbim de un efect hardware, un efect biologic, palpabil, măsurabil, dacă îi disești creierul, scade materia cenușie din cortexul cingulat anterior. Încă o chestie, multi, expunerea la ecrane, tot multitasking-ul ăsta media, să stai mult în fața ecranului, sunt cercetări făcute pe copii între 3 și 7 ani, 8, 14 și 14, nu mai știu cât. Nu, nu, mai știu să citez asta pe din afară, dar în toate cazurile concluzia e aceeași. Cercetare din 2014, nici măcar nu-i nouă. Zice așa, dacă stai mai mult de două ore în fața ecranului pe zi, Îți, scade îți crește numărul de tascuri începute și nefinalizate. Adică începi să ai dificultăți cu a duce la bun sfârșit lucrurile de care te apuci. De ce? că scade materia cenușie din regiunea aia, îți scade motivația când nu primești recompense rapide și, dragul meu, cea mai mare problemă care e îngrijorătoare dacă te gândești la asta generațional este că în momentul în care nativii digital vor deveni populația muncitoare numărul 1, Așa. cu toleranță la frustrare scăzută și cu o nevoie de recompense rapide, păi dacă am toate obiectivele care chiar contează în viață, nu se întâmplă în trei ore, se întâmplă în 10 ani. Dar această generație sigur va deveni adultă și va ajunge la momentul ăsta. Motiv pentru care e foarte important, dacă suntem părinții unor copii care sunt nativi digitali, să controlăm expunerea la ecrane. Că eu știu că părinții or să spună, dar eu nu pot să nu iau tabletă sau telefon, că toți colegii au și mi se urcă în cap. Corect. Dar pot să controlez cât stă pe respectivul device și cercetarea arată până la maxim două ore pe zi, eu aș limita mult mai mult de atât asta, dar până la maxim două ore pe zi sunt rezultate ok. Peste două ore pe zi încep să apară problemele de care vorbim și în comențiune, cu cât introduci tehnologia mai târziu, cu atât e mai sănătos. Deci una e dacă eu încep să privesc ecrane de la doi ani și e felul în care părinții obțin liniște cu mine în casă că îmi pun un telefon sau o tabletă în față și au scăpat de mine. Și alta e dacă depune efortul să-mi citească, să socializeze cu mine, să mă scoată afară, să stea cu mine. Eu știu că asta consumă energie și timp, dar fiecare an în care pot să în introducerea tehnologiei, îmi mai câștigă puțină răbdare, perseverență și sănătate psihică. Știți că în această rubrică Mind Architect din lumea Europa FM nu avem tot timpul și spațiul necesar, dar cred că voi aveți lucrurile acestea tratate în podcast. Atât în podcast avem pe mindarchitect.ro cât și în neuroștiința la clasă asta cu social media e o conversație foarte prezentă și vreau să fim foarte clar înțeleși, problema nu e tehnologia. Problema e când cum și cât mă expun la ea, pentru că aceeași tehnologie, iată, ne permite să ajungem la o grămadă de oameni sau să facem cunoașterea asta disponibilă gratuit multor oameni. Cred că e unul dintre cele mai importante episoade pe care le-am avut, pentru că vorbește despre niște consecințe masive asupra unei întregi generații în viitor. De aia fac trimitere la ceea ce voi faceți deja în podcast, ca lumea să poată lua mai multe informații de acolo, pentru că. E clar că nu putem oferi o soluție sau Absolut. o multitudine de soluții. Deja sunt teze de doctorat pe tema asta, dar uh, e măcar un input prin care să vă aducem aminte. Să conștientizăm că are impact și să ne preocupe să înțelegem mai multe despre cum putem folosi atât rețelele sociale cât și device-urile astea smart cu înțelepciune. Bun, îți propun să continuăm în episodul viitor cam în aceeași direcție, pentru că vom vorbi despre adicții, mă rog, dependențe. Minunat. Și sigur că dependența a și de ecranele astea, dar sunt și multe altele. Sunt și multe altele. Neuroștiința la clasă.ro vă ajută dacă uh, sunteți profesor sau părinte și doriți mai multe date. Mulțumesc Paul Olteanu pe săptămâna viitoare. Cu mare. Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca, lumea va fi altfel peste 60 de ani, acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.